Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și da, mă întreb despre ce va fi clipul de azi, având în vedere că am pus în thumbnail ceva legat de miraculos și în titlu ceva legat de miraculos. Înainte de a începe acest clip, ca de obicei nu uitați să rupeți în două butonul de like, cel de subscribe și clopoțelul, folosindu-vă de buburuza magică, pentru că dacă procedați în acest fel, e posibil să vă apară în doar 3 secunde în față vreo 2 kg de banane magice și miraculoase. Bun, hai să începem. Clipul ăsta cred că a întârziat cam o lună așa, dar având în vedere ultima perioadă mai agitată care a venit la pachet și cu schimbarea canalului, eu zic că mai bine mai târziu decât niciodată. Nu știu în ce măsură am mai avansat miraculos și care sunt episoadele care vor mai veni și când vor fi lansate aceste episoade, dar ceea ce vă pot spune este că am văzut Time Tagger, care cred într-o mare sau mică măsură că este ultimul episod din miraculos. Îmi puteți spune voi chestia asta, dar aproape 100% sigur că ăsta e ultimul episod. Este că nu știu exact care e faza cu episoadele astea, pentru că apar așa haotic. V-am mai menționat eu și în alte clipuri. Mi-e cam greu să urmăresc time schedule-ul ăsta al episoadelor și le ratez pur și simplu când apar, pentru că nu se anunță nicăieri. În continuare cred că este ceva legat de schimbarea prin care va trece acest serial cu privire la locul unde se va muta, pentru că Disney își va face platformă și șanse destul de mari să se mute acolo și asta mă face cumva să îmi dau seama mai greu când vor apărea noi episoade, că și producătorii par o leacă așa că sunt mai nehotărâți decât ar trebui. Mă rog, chestia asta nu e neapărat o problemă. Singura chestie este că dacă postezi câte un episod așa haotic, poți crea un excitement mai mare pentru următorul episod. Și într-un fel așa, îi și super pe fani. Adică ceea ce vreau să zic este că până și aici, pe YouTube, ni se sugerează nouă creatorilor de conținut să ne programăm conținutul astfel încât cei care s-au abonat la canal să se aștepte atunci când postăm. Bine, YouTube ne-a făcut și funcția aceea de premieră pentru a mări excitement. Funcție pe care nu o prea folosește lumea, pentru că nu aduce niciun fel de beneficiu până la urmă. Ok, dar hai să revenim puțin la ultimul episod din Miraculous, și anume Time Tagger. Acest episod, care are nota 9,3 deocamdată pe IMDb, lucru destul de mișto, mai ales că această notă îl aduce chiar pe locul 2 în clasamentul celor mai bune episoade din sezonul 3. Episodul este totuși destul de departe de Oblivio și înțeleg și de ce. Pe scurt, Oblivio a fost episodul în care Buburuza și Motanul Noir își pierd memoria și ajung să formeze un cuplu, reușind să-l înfrângă pe Hawk Moth și să își recapete memoria și apoi să nu mai fie un cuplu. Practic, în episodul respectiv s-a întâmplat ceea ce fanii așteptau, și anume ca Buburuza și Motanul Noir să formeze un cuplu. Time Tagger are și el o notă destul de mare, pentru că ne prezintă practic un viitor mai îndepărtat, în care miraculoșii sunt o forță de supereroi mult mai established, să zic așa, cu mai multe personaje care își cunosc rolul în univers. Cadrul episodului respectiv apare un super villain nou care nu a mai apărut de acum până acum în serial, și anume Time Tagger, acest super villain care dorește să le facă viața grea supereroilor și reușește într-un fel, pentru că ei practic reușesc să-l învingă doar în momentul în care fac alianță cu miraculoșii din viitor. Iar chestia asta ne-a făcut să ne întrebăm, există miraculoși în viitor? Și mai mult decât atât, într-o scenă ni se menționează și faptul că Hawk Moth din viitor nu mai este Hawk Moth-ul din prezent. Ceea ce vreau să zic este că Gabriel Agreste, tatăl lui Adrian și cel care este în momentul de față Hawk Moth, nu va mai fi Hawk Moth în viitor, în viitorul de unde vine și Time Tagger. Chestia asta cred că a fost motivul pentru care fanii de pretutindeni ai miraculoșilor au mers pe IMDb și au băgat acolo note mari. Și da, în episodul ăsta aflăm chestii noi despre miraculos și vedem așa printre frânturi, auzindu-i vocea fermecătoare a lui Marinette în versiunea grown up, care îi dă sfaturi lui Marinette, cea din prezent. Mi-a plăcut și modul cum au abordat producătorii acest episod, și anume parcă știu că ne-am cam plictisit de acumatizările alea pe care le tot vedem din primul sezon și am mizat pe o surpriză tura asta. Acesta fi și motivul pentru care episodul a fost și unul mai apreciat decât de obicei. Am mai aflat și că Mr. Pigeon a fost acumatizat de 24 de ori, lucru care înseamnă că până și Hawk Moth începe să fie un fel de troll și să atace așa la plictiseala această țintă, știind că acesta va fi rezultatul, și anume că el va fi înfrânt.
de către Miraculous. Twistul pe care l-am văzut cu Hawk Moss, și anume că cel din prezent este diferit față de cel din trecut, mă face să mă întreb și dacă Alex din viitor știa cine este Hawk Moss, cel actual, dar și cel din viitor. Cred că pe cel din prezent știa cine este, dar pe cel din viitor e posibil să nu fi știut, pentru că Time Tiger menționează faptul că mai există un Hawk Moss, deci înseamnă că el își mai face veacul undeva prin viitor, dar sub forma unui alt personaj. Și nu știu, chestia asta îți dă de gândit așa dacă ai urmărit serialul până acum. Acum, dacă ar fi să mai anticipez ceea ce s-ar mai putea întâmpla în continuare, cred că mai este destul de mult până când vom vedea un Marinette all grown up, sau dacă vreți un Shippuden version of Marinette. Poate că producătorii ne-au făcut în acest episod un fel de sneak peek la ceea ce ne pregătesc pentru viitor. Mai ales că au anunțat deja că un sezon 4 sigur ar trebui să aibă loc. Și având în vedere că încă suntem în sezonul 3, sunt șanse mari ca acest sezon să se întâmple. Oricum, cred că acest serial este abia în faza incipientă și deși în momentul de față are așa o perioadă mai nehotărâtă, cred că imediat ce se va stabili pe o platformă și lucrurile vor fi mai bine planificate, vom vedea mai multe chestii interesante legate de el. Asta este părerea mea despre serial. Sunt curios cum vedeți voi că vor decurge treburile de acum înainte cu acest serial și ce părere v-a lăsat așa acest ultim episod. Sunt curios, puteți să stau un comentariu mai jos și vom mai vorbi cât de curând. Am să mai pun clipuri despre Miraculous, nu știu exact când, pentru că n-am idee când se lansează următorul episod, dar ceea ce e clar este că vor mai veni episoade și pe viitor despre Miraculous. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Am înghețat bananele ca să apar la final. Muhuhahahaha. Teorie Avenger 5, please. E super tare. Păi vreau la final, pătra, bananele sunt delicioase. Eu la final dorește, tu niciodată nu mă punește. Eu cred că dacă apeși butonul de like, vei apărea în episod ca mine.